E dimineață. Cam pe la ora 5, când noaptea încă se amestecă cu ziua, un om bogat a mers la piață. Pe lângă teancurile mari de fructe și legume, puteai să vezi copii, adulți, flăcăi, bătrâni cu multă experiență. Bogatul și-a ales vreo 20 de oameni buni de treabă și a plecat acasă. Însă înainte ca să urce în remorcă, bărbații cei mai curajoși au întrebat bogatul: "Și? Care-i plata noastră?" "Un leu," a spus bogatul. "Ești generos, stăpâne! Și stai să vezi ce vom lucra," a spus un altul urcând în grabă în remorcă, iar la auzul plății zâmbeau cu satisfacție toți muncitorii. "Ești bucuros, băiete, că te-ai trezit de dimineață?" a spus bogatul unui băiețaș. "Cine se scoală de dimineață, departe ajunge," răspunse mult mai repede un bătrân mai învățat, stăpânului bogat. "Tatăl meu mi-a zis că de cu dimineață e plata bună pe la piață," a spus băiatul cu ochii sclipitori. "Hai, să mai lăsăm vorba și să trecem la treabă, că azi e vreme bună de muncă și timpul e scurt, prea scurt," se auzea un altul cu vocea curajoasă. Bogatul îi privi pe toți cu ochi cercetători și le-a urat de bine: "Să aveți spor!" Și imediat, de la cel mai mic până la cel mai mare, au pus mâna pe sapă și dă-i în stânga, dă-i în dreapta, l-a prășit și l-a plivit. Era recolta cam scăpată de sub control, buruienile erau cam peste tot. Și spini intrau adesea în picioare, însă bărbații lucrau cu maxim interes. "Nenea Mitică, iar ai luat-o înainte! Stai mai încet, să mergi la pas cu noi, mai discutăm, ne mai încurajăm!" "Nu-ți e rușine, că ești mai tânăr decât mine! Dă-i mai cu spor, că așa se prinde experiență!" "Nu știți voi cât am muncit în viața asta! Lăsați-vă de glume și hai la muncă! La muncă cu voi, băieți!" Oriunde se muncește, se muncește, se muncește, este și câștig, este și câștig. Dar oriunde nu mai se vorbește, nu mai se vorbește, este lipsă, este lipsă. "Măi, tată, dar chiar nu-i nimeni? Nimeni nu poate ține pasul cu Nea Mitică." "De ce întrebi? Crezi că ar avea vreun rost? Oricum, aceeași plată o primim la urmă, așa că haide să săpăm." Trecuse cam vreo 4 ore de când Nea Mitică săpa cu spor, cu fruntea de sudoare, cămașa suflicată, cu scurte pauze să bea câte un gât de apă, însă și atunci sapa tot mergea. Bătrânul, mulțumit de sine însuși, iarăși declara: "Ehehe, pe vremea mea așa munceam, tot ca acum, și nu așa din când în când cum vin băieții ăștia vinerea și joia. Lucram în fiecare zi și uite, tot mă ține sapa și la anii ăștia." "Mai lasă-mă," spunea un altul bombănind cu 2 rânduri mari rămase în urmă: "Pe vremea ta, pe vremea ta, acum e vremea noastră." "Tată, eu cam am obosit," a spus un tinerel luându-și inima în dinți. "Că așa era. Și ori zice alții, doar toți s-o obosiți." Însă, cu ochii acuzatori, Nenea Mitică izbucni: "Să mă ferească întâmplarea, că așa ceva eu n-am mai întâlnit."
plecase omul cel bogat și până pe la miezul zilei, ogorul parcă deveni din ce în ce mai greu de săpat. Prin spini, buruiene lipicioase ce se încolotoceau pe picioarele transpirate, un soare arzător și parcă nemilos cu muncitorii cei zeloși. Însă, mai greu decât prășitul, era un aer ce plutea prin toate rândurile cu lucrători. Un aer care nu făcea răcoare, ci parcă apăsa pe inimă a ciudă și rivalitate. Care a făcut mai mult? Care mai trage chiulul? Care a băut mai multă apă? Și numai privind la fața cea în vârsta a maestrului neamitică, îți cam pierdeai speranța. Ușor era pe dimineață, pe la răcoare, pe când bogatul încă se uita la noi, gândea un om cuprins de un simțământ de neputință. Nu mai era așa de mult de treabă pe ogor, însă chiar vremea cea dogoritoare și buruienele ieșite după ploaie cereau încă o mână strașnică de ajutor. Și nici nu bine se apropiau să termine cu treaba bărbații obosiți, că vine în grabă cu remorca plină bogatul. Tată, uite, ajutoare! Hai, băiete, dă-i cu sapa că-i treaba pe sfârșite! Până și neamitică își îndreptase spatele ca să-i se vadă bine pălăria din ultimele rânduri. Bogatul aducea cu el de nu știu unde o mare răsplătire. Pe lângă plata cuvenită, chiar în remorcă puteai așa de bine observa chiar niște pepeni. Pepeni mari! Mergeți de grabă și dați-le un spor la lucrătorii obosiți. Și imediat pe câmp au apărut încă vreo 7 muncitori. Și dă-i și dă-i cu sapa, însă și neamitică primi un vânt ca să lucreze mai cu spor. Că vorba aia, e veteran chiar pe ogor. E gata! E gata treaba! Strigă un lucrător. Bogatul, bucuros, tăia din pepene și îl așeză pe marginea remorcii. Ca privilegiu pentru orice muncitor. Ce bun era la gust, zemos și înviorător, ca o încurajare. Pe când mâncau ei bucuroși din pepene, bogatul scoate banii. Un leu la unul, un leu la altul și tot așa la fiecare băiețaș venit la urmă. În gândurile celorlalți se aprindeau speranțe noi. Dacă la ăștia de pe urmă le-a dat câte un leu, pentru așa puțină muncă, păi stai să vezi, la noi e posibil că se și triplează prețul. Și neamitică la vârsta lui era cuprins de marea răsplătire, așa de bine meritată, la cât efort depuse pe asprul și buruienosul ogor. Însă stăpânul continuă cu banul, un leu la unul, un leu la altul, până ce termina cu toți. Și stai să vezi! Acum puteai citi și gândurile cele mai ascunse pe fețele înmărmurite ale primilor muncitori. Cum e posibil? Dar nu e drept! Cum să primească aceeași plată la fel ca noi? Gândeau în mintea lor și unii chiar cu o voce tare, în timp ce omul cel bogat mai aducea ca să mai tai un pepene mai mare. Faceți cu adevărat dreptate, dreptate, și purtați-vă cu bunătate, bunătate, și îndurare, și îndurare, s-a întâmplat? A întrebat bogatul zâmbitor.
Bărbații și băieții lucrători pentru un moment s-au liniștit în gândurile lor privind la omul cel senin care se pregătea să împartă fără explicații din bonusul gândit ca încurajare. Însă chiar neamitică a rupt tăcerea. De mult se abținea cu jumătate de felie de pepene neterminată, de atâta indignare. Păi cum așa? Eu n-am văzut în viața mea așa o nedreptate. Auzi, să vii chiar la sfârșit și să primești aceeași plată ca unul care a trudit de dimineață până seară. Nu știi tu câtă muncă și câte bătături, cât spin, câtă sudoare a trecut pe frunte și pe spate și uite la final. N-a răsplătire. Aceiași bani. Bogatul l-a înțeles pe bătrânel și, ca o dulce încurajare, i-a mai întins și un miez de pepene. Gurile muncitorilor mâncau din pepene, însă și gândul, chiar și ochii, priveau când la bogat, când la cei 7 muncitori, care și ei mâncau chiar bucuroși din pepene, parcă cam fără merit. Bogatul lăsă în liniște pe fiecare să-și vadă inima și după câteva minute a luat cuvântul. De ce vă întristați în inimile voastre? Nu noi ne-am înțeles azi dimineață la piață că veți primi câte un leu? Stăpâne, da, așa ne-am înțeles, spunea băiatul cel mai mic ieșit și el la trudă de cu dimineață, însă mirarea noastră e cum de-ai dat atâția bani la cei care au lucrat o oră. Na, de acum te-ai pomeni că vrei și tu să vii chiar la sfârșit și să primești și tu tot câte un leu. Că așa se învață tineretul, bufunea din când în când tot neamitică. Bogatul a mai completat. Vouă nu vi se face nici cea mai mică nedreptate. Nu pot să fac ce vreau cu cei al meu? Haideți, cu toții în remorcă, vă duc acasă. Unii din ei, aproape toți, au ascultat mustrarea și au primit-o repede, analizând situația mai bine și s-au îngrămădit printre colegii noi. Însă bogatul a plecat lăsând în spate o urmă lungă și groasă de praf și câțiva muncitori care n-au vrut să urce în remorcă. Tată, acum am înțeles ce a vrut ca să ne învețe stăpânul cel bogat. Și eu, băiete, încă avem multe de învățat. Un altul, tot drumul a privit la mila celui care a plătit și se uita atent, parcă cu alți ochi la ceilalți 7 muncitori. Erau mai tineri, neîncercați, cu mâinile mânjite de alte ocupații, cu părul tuns nepotrivit și hainele pe jumătate, însă pe fața lor puteai citi că vor o viață nouă, o nouă șansă la învățare. Și tu, băiete, fetiță sau bătrân, pe tine cine te-a chemat să intri în lucrare? Cine îți dă de treabă și cine te plătește? Mai știi? Cine ți întinde bucuros câte o cană cu apă sau câte o felie de pepene gustos? Nu-i oare el, stăpânul cel bogat? Și azi, stăpânul te așează în situații noi, să înveți ca să lucrezi pe câmp cu alții, poate cu sora, cu fratele, ori cu vecinii. Și știu că nu e chiar ușor, însă avem în față un sfârșit de ogor. Avem și un pepene care adesea ne așteaptă. Avem și o mare răsplătire, însă până atunci să nu uităm că cel mai prețios moment e în slujire. Cu bucurie, cu chef și spor. Iar spre final, să fim la fel de bucuroși de cei care apar chiar la sfârșit ca să ne ajute. Să terminăm slujirea în vie cu noii muncitori. Ajunge ca un frate și în nenorocire ajunge ca